În ce ne privește secțiunea de adulți a festivalului fanfarelor la cea de-a 10-a ediție de la Lipovăț, o deschide fanfara din Gherghești, care deja este în spatele meu. La denumirea satului de reședință al comunei, se cuvine să adăugăm și pe cele ale localităților Mânoiul, care nu apare pe hărți, și Chetrosul. Dintre toate aceste fetre s-au ridicat nenumărați interpreți, care continuă vechi tradiții în anta interpretării cu instrumentele de suflat. Pentru Gherghești beneficiem de mărturii documentare care ne indică prezența unui interpret de surlă încă din anul 1495. Formație masivă și omogenă, fanfara din această localitate este bine cunoscută și în țară datorită înregistrărilor transmise și retransmise pe posturile de radio. Conducător Victor German, fanfara din Negrești. Gherghești, îmi cer scuze, așa e. Thank you.
Thank you.
Mulțumim, fanfare din Gherghești. Fanfara Doacele Dragomirești. În satul Doacele din comuna Dragomirești trăiește o comunitate de romi muzicanți la instrumente de suflat. Această pasiune pentru muzica de fanfară s-a transmis din tată în fiu. Urmașii acestora au reușit în anii 2003-2004 împreună cu alți tineri mimoși și buni muzicanți să înființeze această fanfară la îndemnul directorului de cămin cultural de atunci, Ion Stoinea. Directorul muzical Constantin Coman și fanfara Doacele din Dragomirești.